Lumea e nebunită, s-a furat $1.000.000. Poate e furtul secolului. Bine ați venit, domnul Ogică. Domnul Ogică este primul invitat din această seară. Bună seara. Susțineți că ați avut biletul câștigător, da? Da, sigur. Știți de unde ați cumpărat biletul câștigător? Este vorba de agenția din centru, de la kilometru 0. În anul 2001, toată țara afla cu stupoare că un jucător la loto a fost bătut și jefuit de un bilet prin care câștigase $1.000.000. Presa vremii titra cu liter de șcioapă că în România a avut loc jaful secolului, iar cel păgubit avea să intre în istorie. Numele lui, Stelian Ogică. Ce se întâmplase de fapt și cum era descris subiectul? Câștigătorul biletului de $1.000.000, în speță Stelian Ogică, a fost bătut în scara blocului unde locuia de două persoane necunoscute și care i-au furat 60 de bilete Loto Prono, printre care și biletul câștigător de $1.000.000 și un apartament de 3 camere. Asta a fost locația, locul în care s-a completat acel bilet de $1.000.000. Primul bilet de $1.000.000 completat și câștigat în România. Aici, în urmă cu 17 ani, s-a aflat restaurant Sherry, se numea. Acum văd că s-au desfințat, nu mai există, există un alt complex de local. Am ieșit împreună cu toții, atât eu cât și doi prieteni de-ai mei, plus acel individ SPP-ist. Și am mers împreună la 50 de metri în față. Este loteria de la punctul 0, loteria binecunoscută în care s-a jucat și biletul. În acest restaurant am completat biletul, ajutat de doi prieteni de-ai mei, pe unele din variante și de acel SPP-ist, murariul Constantin. Deci eu le-am cerut, băi, dați și mie o combinație, că completasem atât de multe bilete în perioada aia, pentru că era febra foarte mare a câștigului. Și ei mi-au dat combinații, dar și tipul ăsta mi-a dat combinații, pe care mi-a dat o combinație semnificativă a lui. Dar de reținut că acea combinație nu a ieșit câștigătoare, doar a rămas pe bilet, care a făcut conexiune între mine și el. Iar varianta câștigătoare este varianta de la căsuța A, C, care, varianta A știu că mi-a dat cineva, varianta B știu că mi l-a dat el și varianta C sunt propriile mele numere. Ce variante ai jucat? Ai jucat simple sau compuse? Deci am jucat foarte multe variante, nu pot să-mi dau seama despre... despre biletele pe care le-am jucat la agenția respectivă, dar foarte multe simple am jucat. Deci dacă au fost 6, au fost puse la întâmplare, vă dați seama. Deci au fost puse la întâmplare. Da. 13, 14, 19, 26, 32 și 40. De acolo mi se schimbă mie viața. De acolo, peste o săptămână, ies câștigător cu $1.000.000, începe un mare scandal și o mare stres al serviciilor secrete, cei mai mari corupți din țara asta, cei mai mari general, le curgeau balele aici după banii ăsta. S-a făcut japcă. N-au mers corect, n-au jucat corect. Nici în dosar n-au jucat corect. Au rupt, au sters, au aruncat din dosar probe. Deci au jucat corect, mă mir că nu m-au ucis. Cred că am auzit o discuție prin urechile mele că și se punea problema și așa. Pentru că Să fie eliminat, da. $1.000.000 la acum 17 ani, făceau vreo 10 acum. Eu am pierdut 2 ani de libertate și am și pierdut $1.000.000. Au urmat 2 ani de teroare, de chin, de sadism. Eu și o ambiție mea personală să fac dovada că chiar am avut dreptate și chiar am câștigat și chiar eu am deținut acel bilet și chiar eu trebuia să încasez acei bani. Aș vrea să recuperez și milionul de euro, pentru că mi-a aparținut cândva, a fost al meu și ar trebui să se întoarcă înapoi. În spate e locul care nu o să-l uit niciodată în viața mea, pentru că aici am ajuns, acest loc m-a făcut să ajung de la agonie la extaz. Deci aici a fost, în spate este loteria, încăperea în care am intrat cu un bilet necompletat, în care mi l-au validat și am ieșit cu el validat, iar după o săptămână a apărut câștigător cu $1.000.000. Acesta este spațiul și loteria. Locul ăsta îmi schimbă foarte mult viața. De la locul ăsta am și plâns, am și urlat, am și râs, m-am și amuzat. Deci locul ăsta e un loc foarte semnificativ pentru viața mea. Și n-am să-l uit niciodată. Ăsta e locul în care am intrat, am depus un bilet, am ieșit cu el, l-am băgat în buzunarul meu și a fost câștigător de $1.000.000.
este locul care mi-a marcat viața. Eu m-am dus acasă cu biletul în buzunar, fără niciun semn că voi fi milionar pe sus de tot. Vreau să ajung în programasem să ne întâlnim și în scara blocului s-a întâmplat incidentul respectiv. Domnul Gică, vă dați seama de un lucru care este foarte simplu. În cazul în care se va dovedi că n-ați deținut acest bilet câștigător și va apărea adevăratul câștigător, eu îmi dau seama. V-ați dat seama de riscurile sau de ceea ce înseamnă ca dumneavoastră să declarați un lucru care poate să aibă consecințe destul de grave? Eu sunt conștient ce vreau să spuneți dumneavoastră, dar timpul le va rezolva. Există foarte mulți oameni care au văzut acel bilet. Deci eu cu asta mă pot apăra oricând și orice situație care voi fi pus. Deci acel bilet a existat la mine și a fost a fost existent. Sunt oameni, au văzut și în bloc, au văzut și oameni. Aveți prieteni care au văzut biletul? Da. S-a explicat la poliție lucrurile. Deci eu am venit de acolo, bine, era altă ușă pe vremea aia. Și în momentul când am ajuns aici, m-am oprit pentru că am văzut două persoane, erau două sau trei persoane. Era una aici și din ce știu eu, că ulterior am făcut toate legăturile, atunci nu știam, l-am văzut peste pe pistă, mulariu acolo, și m-am oprit și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și aici m-a lovit unul din dreapta. Aici știu cum m-a lovit cineva, m-am dus cu capul în astea și am căzut jos. Și am luat niște pumni și picioare și știu că atunci am avut de borsetă care aveam pe aici undeva. Cine era aici, exact? Cel care l-au declarat ulterior câștigător, Murariu, care mi-a luat biletul. Aici se întâmplă tâlhăria. Aici mă deposedează. Deci aici mă lovesc, trei persoane. Era o persoană, el și o femeie acolo, mai era unul aici și unul aici. Dar ăștia doi nu le-am dat atenție pentru că era un întuneric, era noapte. Era ora 8 și... în ianuarie... Ești convins că l-ai văzut? Da, convins sunt că l-am văzut, aveam un fes pe cap, o căciulă pe cap mare cu mine, îl cunoșteam foarte bine. Și cu o femeie în spate, care era nevasta, care nu o văzut decât o dată atunci. Ceva de genul, cu un păr așa desfăcut. În fine, și în momentul ăla m-am oprit aici, m-am dat una cu aici, m-a lovit cineva din dreapta și m-am lovit în asta și am căzut jos. Și erau alți indivizi în scară? Erau doi, erau complice, erau cu doi. Și aici undeva m-a lovit foarte puternic, deci cu ceva foarte, foarte puternic, pentru că mi-am pierdut cunoștința și am căzut jos. Și câteva secunde, câteva minute, am stat inconștient. Câteva secunde, câteva minute, atât cât și-au făcut ei treaba, dar m-au depozitat de biletul, era undeva aici. Eu căzut jos, mi-au băgat mâna, mi-au luat borseta, i-a dat lui și a fugit, s-au răspândit în toate părțile, toți. Și atunci m-am dus la, de aici, am plecat la poliție și am primit un telefon de la el să-mi zică că am țipat că poliția, că mă duc la poliție și cred că m-au urmărit undeva din boschet, s-au văzut cum mă întreb spre poliție, că secția de poliție e undeva la 300 de metri de aici. Și atunci mi-a dat un telefon și mi-a zis să nu mă duc la poliție, s-a dus la poliție și am declarat o femeie cu statura respectivă, cu greutatea respectivă, cu vârsta respectivă, părul, freza respectivă și un bărbat cu așa. M-au depozitat de un bilet care era jucat la agenția cutare, hașurat în momentul cutare, la data cutare. Toate lucrurile astea s-au confirmat că eu nu sunt pe lângă, că trebuie să fii și nebun dacă ești, tot face dovada că ești nebun. Atunci face să... Pentru că tu când mergi la poliție și când declari că ai pierdut un bilet, că ești depozitat un bilet de loto, sunt enorm de multe elemente de identificare care nu le cunoști decât doar în condiția în care ții biletul. Declarația mea dată la poliție din prima seară, aia rămâne toată viața, eu nu mai schimb declarația. Astăzi, după atâția ani, cum crezi tu că poți demonstra că ai dreptate, că ai fost deposedat de acel bilet? Prejudecarea, eu cred că pot demonstra foarte simplu, prejudecarea dosarului. Și în principiu și în esență avem toate argumentele la dosar și mai venim colateral cu câteva care au apărut și care se pot conexa cu dosarul, am perfectă dreptate. Trebuie deschis și rejudecat dosarul.